Dragi colege, dragi invitați, bine ați venit. Kedves meghívottak, kedves kollégák, Isten hozta önöket. Prezența dumneavoastră astăzi în grădinița noastră ne bucură foarte mult și ne onorează. Az önök jelenléte ma itt a mi irodánkba nagy örömmel tölt el bennünket és megtisztelésnek érezzük. Astăzi se desfășoară cea de-a doua ediție a Simpozionului Internațional Farmecul Crăciunului Obiceiul și Tradiției. Ma itt a második karácsonyjal, karácsonyi szokásokkal kapcsolatos szimpóziumot tartjuk. Acțiune prin care noi dorim să promovăm frumoasele obiceiuri de Crăciun. Szeretnénk bemutatni a gyönyörű karácsonyi szokásokat. Obiceiul care încă se mai păstrează. A szokásokat, amelyeket hál' Istennek még megőriznek a fiatalok. Și pe care noi avem datoria să le aducem la cunoștința copiilor în așa fel încât ei să le transmită mai departe în viitor următoarelor generații. És nekünk kötelességünk ezeket a szokásokat megtanítani a gyerekeinknek, éppen azért, hogy a hagyományokat tovább vigyék és majd alkalmatán átadják. Ne bukura, că sunt astăzi alături de noi. Örülünk, hogy ma körünkben van. Colege și prietene, îmi place mie să spun, din Ungaria. Magyarországi kollégák és részottan is szeretem mondani, hogy barátai. Prezentate astăzi prin doamna Veres Jánosnéi. Veres Jánosnéi vezetésével. Din partea Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, avem alături de noi pe doamna inspector pentru educație timpurie, din cauza emoțiilor în curs deja termenii, doamna Soca Valentina. Și nu în ultimul rând, ne onorează astăzi cu prezența atât domnul viceprimar Berec Ișvan, cât și domnul primar Țurcaș Septimiu. Și cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să dau cuvântul primată domnului primar Țurcaș Septimiu, pentru că știu că agenda este foarte, foarte încărcată și l-am răpit astăzi pentru câteva minute am reușit, motiv pentru care îi mulțumesc. Și acum ne cerem încât engedit mai cât de mată sunt apogameșterii unor, mivel elég fő programja van mai napra, és el kell menjen. Elsősorban nagyon szépen megköszönöm a meghívást. Szeromona, damelor și domnișoarelor. Kedit csókolom, hölgyeim. În primul rând, aș vrea să salut prezența în mijlocul nostru a doamnelor, domnișoarelor, educatoare din Ungaria, din orașul înfrățit Nyírbátor. Szeretném köszönteni elsősorban a nyírbátori óvónőket, a testvérvárosunk. Și să mă bucur în același timp că ceea ce și-au propus autoritățile locale în urmă cu mai mulți ani. Și eu mă bucur că amit a helyi vezetők sok évvel ezelőtt elindítottak. Se concretizează și astăzi. Az egy ebben a mai tevékenységben is konkretizál, megvalósul. Mai precis, întotdeauna ne-am dorit ca schimburile dintre localități să fie profesionale și economice. Tehát mindig törekedtünk arra, hogy a testvérvárosok közötti kapcsolat szakmailag is és gazdaságilag is fejlődjön. Și astăzi suntem prezenți la un schimb de experiență profesională. És ma egy tapasztalatcserén, egy szakmai tapasztalatcserén veszünk részt. Sunt convins că și doamnele din România au de învățat de la dumneavoastră și invers. Meggyőződésem, hogy a Romániában tevékenykedő óvónőknek is van mit tanulniuk önöktől, és ez a dolog fordítva is érvényes. Da. Profit de această prezența mea aici să vă transmit tuturor un gând bun, sărbători fericite. Megragadom az alkalmat, hogy önöknek kellemes karácsonyi ünnepeket kívánjak. Sărbătoarea Crăciunului să vă găsească alături de persoanele dragi dumneavoastră. A karácsonyi ünnepeket töltsék el szeretett családjuk körében. Iar noul an 2016 să fie unul mai bun ca 2015. Vă doresc mult succes la activitățile care le desfășurați astăzi. Am să rog pe doamna inspector să vă vedeți câteva. În primul rând vreau să vă urez bine, bun venit încă o dată. V-am primit cu pâine și cu sare. Kenyerrel és sóval vártuk önöket. Așa cum v-am spus copii, este un obicei tradițional românesc. Ez egy román hagyomány, kenyerrel és sóval fogadni a vendégeket. Prin acest lucru vă dorim ce este mai de preț.
És ezen keresztül azt kívánjuk önöknek, ami nagyon fontos. Kapcsolatra mai de preț în trecut. Vagy ami régen nagyon fontos volt. Păstrând astfel o tradiție de mii de ani. Megőrizvén így egy ezer éves hagyomány. Atât sarea cât și pâinea fiind cândva foarte valoroase și foarte rare. A kenyér is és a só is a régi időkben nagyon fontos volt és nagyon drága. Plăcerea cu care v-am așteptat s-a reflectat atât în modul în care v-am primit la intrare, dar și prin căldura cu care colegele au pregătit acest eveniment. Tehát a szívesség az megjelent akkor is, amikor fogadtuk önöket, és bízom benne, hogy akkor is, amikor a kollégáim fogadták. De nem există o vorbă, că un popor fără tradiție este un popor fără viitor. Náluk van egy mondás a román nyelvben, egy hagyomány nélküli népnek jövője sincsen. Hainele de sărbătoare pe care le-am îmbrăcat astăzi în cinstea venirii dumneavoastră. Ezt az ünnepi járványt az önök tiszteletére öltöttem magamra. Sunt de asemenea lucruri foarte prețuite pentru noi. Doresc încă o dată să vă urez bun venit, să le felicit pe colegele mele pentru această activitate pe care au organizat atât de bine. O felicit pe doamna directoare, dar în același timp tot colectivul grădiniței. Și vă urez în încheiere sărbători fericite și bucurii alături de cei dragi. Nu se știu spune tot ce a spus domnul viceprimar, dar vă zic buldo coracionii. Bine ați zis! Én szeretnék mindenkit nagyon nagy szeretettel köszönteni. Aș vrea să vă salut cu mult drag. Valentinát és Joannát. Valentinát. Klaudiát. És megköszönni azt a lehetőséget, hogy meghívtak bennünket, és itt lehetünk. Și să mulțumesc că am fost invitați aici, și că putem fi prezenți aici astăzi. Az otthoni városvezetés és a valamennyi kolléganő nevében nagyon nagy szeretettel köszöntjük a szilássomlyói oda minden dolgozóját, gyermekeit, szüleit és a vezetést. În numele primăriei și a consiliului local din orașul Nyírbátor salut cu mult drag angajații grădiniței și conducerea grădiniței. Deci, denumirea simpozionului este Farmecul Crăciunului, obiceiuri și tradiții. Coordonatorii acestui proiect. Ezt a projektet a képen látható hölgyek szervezték, tehát Szóka Valentina, Zsurka Viviana, Csatári Joana și Szári Kamila. Și aici aș aminti că dintre parteneri Anglia, școala din Anglia și grădinița din Beceș au primit materiale și inclusiv lucrări ale copiilor despre obiceiurile și tradițiile specifice Crăciunului. Comisia științifică și comisia tehnică, practic este echipa care se ocupă de întreg. Deci aș dori să prezint chiar harta României și ne bucurăm foarte mult, deoarece 34 de județe au trimis lucrări la acest simpozion. Cadrele didactice participante, 230 din România. 230 români în România, 20 în Magyarországról și 4 în Anglia. În total s-au trimis 170 de lucrări. Összesen 170 dolgozat érkezett meg. Și le mulțumim foarte mult pentru participare. Și nagyon szépen megköszönjük nekik. Toate aceste lucrări vor fi inscripționate pe un CD cu ISBN. Ezek a dolgozatok meg fognak jelenni majd egy CD-n. Și fiecare cadru didactic participant va primi un CD cu toate lucrările împreună cu diploma de participare la acest simpozion. Minden résztvevő kap majd egy CD-t az említett dolgozatokkal és egy oklevelet, hogy részt vett ezen a... Să invităm în continuare pe copii. Și... Colinde, Colinde, ierte-mi-a Colinde lor, că-ți viața se-ntinde asemenea oglindelor și te
Eu încă le fac arta, dar nu știu despre aceasta. Mergeți numai de întreba și vrei să mă științați, ca să merg să mă închin și eu la unia Dumnezeu. Acest praznic minunat, noi cu drag l-am așteptat. Să ne fie de folos ca nașterea lui Hristos. Mulțumim frumos pentru colindă, pentru acest obicei minunat pe care ni l-ați prezentat astăzi, steaua. Asta este obiceiul, da, da, lacul feciorilor, îl primești de gazda. Mulțumesc frumos, wow, e super! Mulțumesc! Hai, hai, și ne-am mutat, bună ziua, gospodar! Hai, hai, și ne-am mutat, sănătate și mult an! Să vin gazdă, sănătoasă, ca primit colina noastră! Să fii gazdă, sănătoasă, ca primit colina noastră! Hai, hai, și ne-am mutat, bună ziua, gospodar! Hai, hai, și ne-am mutat, sănătate și mult an! Și acum de la creștine până va fi prezentat astăzi de copii de la grădinița program prelungit numărul 3. Pasul 3.